băiată. Doamnelor și domnilor, aș dori să chem fetele înainte. Let's give it up. Ea este designer, content creator pentru a doua oară în Cușca, Eric Sepp. Aplauze pentru Betty Shaw! Aplauze pentru Roxana Suțu! Da, asta scrie. Ladies and gentlemen, este pentru prima dată în România un bărbat intră cu două femei în cușcă. Ok, da, da. Haide să trecem peste acest text. Ladies and gentlemen, aplauze pentru Perverso! Pentru a doua oară în Cușca, Eric Sepp. Aplauze pentru Camara! Alright, ladies and gentlemen, următoarea luptă este personal trainer, cunoscut pentru provocări inedite, numeroase meciuri în Eric Sepp, ci pentru scosul latului pe ochi. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Fachino! El este campion, doamnelor și domnilor, aplauze pentru Marius Tiță! All right, ladies and gentlemen, următorul match este antreprenor pentru TikToker. Aplauze pentru Dan Londo! Să chem pe
precizez. Aplauze pentru Meco! Euro, pentru că de mâine acesta va fi la prețul întreg de 10 euro, după cum bine știți că am anunțat din emisiuni. Mai mult decât atât, aveți posibilitatea parierii pe lasvegas.ro, ca să nu se facă vreo confuzie, și tot pe site-ul erixf.ro veți fi redirecționați către iabilet sau entertix.ro, dacă vă doriți ca pe data de 29 mai 2024 să fiți fizic alături de ei la gala oficială RXF 46, pentru că mai sunt locuri disponibile în lojă, tribuna este aproape plină, așa că nu mai stați pe gânduri să achiziționați bilete, fie că vă doriți să fiți alături de ei la sala polivalentă, fie că vă doriți pay-per-view doar astăzi, cu disponibilitate de 5 euro, de mâine va fi la prețul de 10 euro. Haideți să-i aplaudăm încă o dată, vă rog, pe luptători, pe cei care au semnat deja contractele pentru această gală, le dorim mult succes. Felicitări tuturor, este o gală, după cum se vede, spectaculoasă, fără îndoială. Și nu uitați că vă stă la dispoziție și abonamentul pe canalul de YouTube Erixf, pachetul de gol, pentru toți abonații la prețul de 29,99 de lei pe lună, asta în cazul în care vă doriți să vedeți toate galele de Zed și Next Fighter Live și galele oficiale la doar 24 de ore de la difuzarea evenimentului. Trecem și la întrebări de data aceasta, pentru că ele sunt cele mai importante și cei de acasă vor să afle și răspunsurile. Ei bine, o să începem de data aceasta cu Marian Dinu, îi spun bună seara, Marian. Sparge gheața cu tine, așa mi-a venit prima întrebare, nu că există vreo diferență. Iată că te vedem și într-o gală oficială RXF, noi te-am văzut la Slep, te-ai lăsat cu gurile căscate pe românești, ai câștigat acolo certura la Slep. Ce planuri ai pentru acest meci pe care îl vei susține în RXF 46 și cum îți vezi adversarul? E o problemă, o să ne ajute colegii noștri, se mai întâmplă, este live, așa că se vor lua măsurile de precauție. Trebuie să ne răspundă. Bună seara tuturor! Bravo! E totul ok, da? Acum da. Bun. După cum ai spus și la mine, am câștigat Slepul și acum a venit momentul să arăt și în Cluj pe G-Pop. Toată lumea știe că am o carieră în spate în kickbox, multe meciuri la profesionist și vreo 37 dacă le-am numărat ultima dată. Matei e un băiat
motivat, un băiat care se pregătește foarte mult, nu are nimic de pierdut după meciul ăsta, dar o să pierdă doar meciul, atât. Tu ai de pierdut, Marian? Eu? Da, în cazul în care vei pierde, bineînțeles. În cazul în care voi pierde, Matei va câștiga împotriva unui profesionist, așa va ști lumea. Îți dai seama că am de pierdut o carieră. Și Marian, cum va pierde? Cum? Marian, cum va pierde el? Da, va pierde împotriva unui profesionist, dar tu, dacă speculăm, să zicem... Va pierde împotriva unui amator.